Bun găsit la Calitate în Bucate! Astăzi vom vorbi despre cărnița de miel, fiindcă este primăvară și este sezonul acestei cărnițe. Vreau să atragem atenția cum să alegem corect această cărniță atunci când o procurăm, fiindcă este important să fie proaspătă, să fie nealterabilă și să fie consumabilă. Cum alegem cărnița? În primul rând, ne vom uita la aspectul exterior. Ea trebuie să fie de culoare deschisă și nu trebuie să fie lipicioasă. Aici avem două monstre în care vreau să vă demonstrez. Cărniță proaspătă și cărniță care deja începe să se altereze. Cărnița proaspătă are culoare deschisă, nu se lipește și dacă să luăm și să o mirosim, are un miros plăcut și nu are un iz străpungător. Pe când cărnița care deja începe să se altereze va avea o culoare mai întunecată și la atingere va fi mai lipicioasă. De asemenea, dacă o vom mirosi și asta este obligator să o facem atunci când cumpărăm practic orice produs, vom simți deja un iz puțin de acriu. Înseamnă că această carne deja are mai mult de 24 de ore păstrată chiar la frigider. Cărnița de miel poate nu fi plăcută pentru toți deoarece are un miros. Dar vreau să vă zic că dacă este miel atât de fraged cum la noi, acest miros practic nici nu se simte. Dar vreau să vă dau câteva secrete cum totuși să marinăm această cărniță ca să nu avem acel miros, să fie moale, gingăș și foarte gustos. Mai întâi vreau ca această cărniță să o bucățim. Am putea să o lăsăm această cărniță întreagă și să o marinăm, dar eu prefer ca ea să fie bucățită pentru că atunci se va marina mult mai bine și gustul va fi mult mai perfect. Până mărunțesc eu miel, aș vrea să vă spun despre beneficiile acesteia. Este o cărniță care este benefică în procesul de slăbire, are foarte multe minerale și vitamine și unul din vitaminele cele mai importante este grupul vitaminelor B, care este important pentru buna funcționare a sistemului nervos. Să nu uităm că este o cărniță roșie, care de asemenea va ajuta la creșterea hemoglobinei. De asemenea, cărnița de miel are omega-3 și omega-6 în cantitate foarte mare, deci nu trebuie să cumpărăm numai decât pește roșu pentru ca să suplinim lipsa omega-3. Iar acum vreau să vă arăt cum se marinează această cărniță. Voi lua farfuria cu condimente și vreau mai întâi să adaug ghimbirul. Ghimbirul este un condiment foarte sănătos care tonifică, dar și dă un iz pământesc cărniței. De asemenea, voi adăuga piper negru și este bun pentru un metabolism mai accelerat și pentru o digestie mai bună. Voi adăuga usturoi, care este un antiinflamator, care dă un gust foarte bun, care este în genere extraordinar de benefic și voi adăuga un pic de piper roșu pentru a-i da o culoare frumoasă. Ce este important încă de adăugat este bine de adăugat cât mai multă ceapă. Și acum eu voi toca ceapa, iar cum știm noi, ceapa este atât un produs pentru condimentat, dar este și un produs pentru sănătate. Pentru ca să avem un gust cât mai bun al mielului, este bine să adăugăm cam la un kilogram de miel, să adăugăm 200-300 de grame de ceapă. Și asta o voi face eu acum. După ce am tocat ceapa, eu o voi adăuga în cărniță. Acum eu voi adăuga puțină sare. Și după aceasta amestecăm bine cărnița. Cărnița marinată ar fi bine să o lăsăm pentru 24 de ore, atunci se va marina bine, dar obligator la frigider, fiindcă să nu se începe procesul de alterare. După aceasta, noi o vom pune la coacere la temperatura de 180 de grade pentru 2 ore și înainte de a o da la masă, o descoperim pentru a o rumeni. Cel mai bine cărnița este să o coacem. După ce am copt-o, noi o putem păstra la frigider și 23
3 zile, dar nu mai mult pentru a nu se altera. Vreau să vă spun că cărnița de miel este una din cele mai gustoase, dar trebuie să o alegem corect, să o gătim corect și să o păstrăm corect. Sănătate, dragii mei, și să faceți alegerea perfectă!